Casa Muzeul Florilor din localitatea Brănești, raionul Orhei, își schimbă culoarea în funcție de anotimp. La sfârșitul primăverii, de exemplu, irișii sunt vedetele principale ale grădinii. Astfel, aici aveți ocazia să admirați peste 1000 de soiuri spectaculoase de diferite nuanțe. Irisul este floarea zeiței Irida. Iar zeița Irida este zeița curcubeului, acele 7 culori care irisul ne poate bucura ochiul pe parcursul la câteva luni de zile. Această colecție de iris am adunat-o pe parcursul la 20 de ani. Acum ne aflăm pe plantația care aș zice că e cea mai simplă. Deci numărul de cromozomi este 12 și 12, forma simplă absolută, dar de aici pornește colecția întreagă mondială. Această colecție simplă, eu am colecționat-o de la țară, de la bătrânei, de la bunicile noastre. Undeva am peste 120 de nuanțe. Un alt impresionant palmares de flori adunate din întreaga lume include peste 140 de specii deosebite înregistrate la nivel global. Ne aflăm în față cu un iris anul nașterii 2006. Originatorul este Schreiner din America. Vreau să zic că ei au fost prima dinastie care au și format Asociația Irișilor Mondială în America. De acolo și s-a pornit selecția noilor forme. Spre regret, încă nu s-a desfăcut, tot de Schreiner, se numește Suprim Sultan. E foarte mare, absolut unical. Vreau să zic că unii iriși din această colecție au fost căpătați prin ionizare. În acest motiv am căpătat și dantelă, și forma mai mășcată. Este vorba despre radiații. A fost în anii 60, 67, 68 în Moldova, se practica această soluție. Vreau să capite grâne foarte mari, dar spre regret, de multe ori era o experiență nu prea bună. Dar la flori am căpătat forme absolut inedite. În spatele meu este un iris, se numește Absolut Reazur. Anul naște 75, e o selecție mai veche, dar este foarte frumos ca nuanță, ca azuriu acesta de frumos ca cerul, atât de simpatic. Lângă mine am un iris care mă mândresc cu el, are medalie de aur la Paris, Aura Glamura se numește, Aura Glamura. E foarte frumos, eu am lucrat și am căpătat și forme noi din acest iris, care anul acesta sper să înregistrez și eu în catalogul nostru național PNC. Alături avem, parcă ar fi asemănători, dar sunt diferiți într-un fel sau altul. Aici avem puțin mai întunecat, mai deschis. Oratoriu se numește. Noi dacă observăm, când se deschide, e un albastru mai întunecat. Iar pe parcursul la 3 zile, el se deschide la culoare. Asta și este nuanța. Observați, e unul și același, dar nuanța se schimbă ca un hameleon. Asta și este frumusețea și nuanța speciilor noi. Datorită pasiunii și vocației sale, Iuri Releanu a încrucișat irișii simpli cu cei din colecția mondială, reușind să creeze în decurs de 7 ani propria sa colecție, care include peste 1000 de nuanțe. În acest an, 47 dintre aceștia vor primi și un nume. Acest iris este în absolută premieră, deci pe pământ există doar într-un exemplar la mine acasă, că este selecție personală. Și vreau să zic că 6 luni în urmă am primit cadou de la doamna academician Maria Duca această carte, Biografia Dumnezeiei. Și după ce am citit toată această carte minuțios, am zis că această floare o voi numi academician Maria Duca. Îmi place că are o formă statornică, nu e nici înalt, nici jos, cu o nuanță de culoare absolut deosebită. Am căpătat o culoare absolut deosebită. Când se desface, este absolut negru, acum e veșiniu și sus veșiniu mai deschis, da? Și l-am numit Chișinăul de seară. Am văzut mai multe flori în cinstea Veronicăi Miclea, toate erau albe. Uitați-vă ce dantelă frumoasă, parcă e croșetată în jur, forma stabilă și acest galben cu alb foarte, foarte finuț. Când am văzut-o prima dată, mi s-a asociat cu Veronica Micle. Aici avem un iris absolut inedit, unicat, aș zice eu. V-am arătat anterior Aura Glamura, care anul selecției 2017. Am făcut o selecție între Aura Glamura și irisul Secret Weekend. Secret Weekend încă nu este desfăcut acum, nu și-a desfăcut toată frumusețea lui. Razele cele de pe petale. Și uitați ce
ce nuanțe frumoase a încăpătat galbenul de la mama, liniile de la tata, da? Parcă ar fi un soare cu raze. Aș avea o plăcere deosebită să-l numesc în cinstea primii președinte a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Planta crește bine în solurile fertile și neutre. Preferă locurile bine luminate, dar poate tolera și umbra parțială. De obicei, cartofa aceasta, care noi o numim irisul, este corpul irisului. El nu, sub nicio formă nu trebuie să fie îngropat în pământ, trebuie să fie la suprafață. Asta este prima condiție. În caz contrar, irisul, pe parcursul anului, se ridică de sub pământ și nu înflorește, fiindcă toată puterea o dă pentru a-și dezbăli corpul. Și în momentul când noi iar la stupăm, el iar se strădui și se primește o luptă. Mulți oameni nu cunosc acest lucru, doar rădăcina trebuie să fie sub pământ. Și cartoful trebuie să fie îndreptat spre sud. Irișii nu se dezvoltă în condiții de umiditate ridicată. În timpul ploilor sunt capabili să rețină apa în corpul lor și se alimentează din această rezervă pe parcursul anului. Dacă sunt udați frecvent, există riscul ca aceștia să se îmbolnăvească. La Casa Muzeul Florilor din Brănești simți cum timpul se oprește într-o lume fermecată de frumusețea naturii. Acolo fiecare plantă poartă povestea și pasiunea colecționarului Iurie Releanu.